Bă, am dat Gregorian Bivolaru și am văzut poze cu băiat, n-am ce, dar mult. Am și o obsesie mele, mi-a plăcut de. Și până la urmă a fugit în țară că îl băgărește la femei, că e cam amestecat cu treaba. Ăștia zic că nu s-a făcut cu fata, dar a declarat că s-a făcut. Dacă a declarat după o anumită perioadă, o fi făcut cu cineva. Cam nasol, știi? De ce mă fut doar cu fete peste 18? A. Deci gagici mici, vă puteți doar cu gagici mai mari. Că sexul e foarte important. Intru la pârnăică nevinovat. Vine o gagică mică. A, se poate truca multe chestii, dar băiatul are creier în cap. Cred. Aula, mamă, ce mă rog. Așa. Și acum și-a schimbat numele, s-a supărat. E cam bătrânel, dar când era tinerel și el avea. Ghiși cu cine să mă? Deci pe cine vrei. Zici că e frate de lor. Cu un scriitor super tare. Îi ziceam că și ăsta era din Liviu. Ajunsese din Liviu. Puterea în bată. Era puternic Gregorie Bivolaru. Dar a făcut greșeli. De-aia, la un moment dat, trebuie să te autocritici. Nu ca comuniștii aia. Și e bine să ai critici. Cum, mamă, să cibești critici. Că te tâmpești. Te tâmpești. Și s-a tâmpit. Da, în sfârșit. Că e vinovat, nevinovat, nu mai contează. A trecut destul de implicat. Că au făcut ei prostii pe acolo, au făcut. Prostii adevăr. Au practicat mai multe stiluri de yoga, era mai mult de aia care practica yoga, s-a descoperit un alt om de experiență. E cam lucru amestecat. S-a dat și la televizor. Niște chestii cu acte sexuale, cu tare. Mai făceau că se face și tantra yoga. Da, până acum sexual poți să schimbi fluide cu femeia, cu energie. Și mie acum mi-ar trebui o pistă. M-aș face bine imediat. Nu? Și aș da sloborul la față cu super anticorp. Dar mie cam nu știu cum. Prefer să pun cu trei de tot. Și să las fetele în pace. Se distreze și ele de creștinism. Băi, nu sunt contra la creștinism. Dar eu pot să arunci atât de tare. Eu zic că pe vremea lui comuniștii creștini eram mai creștini decât acum. Acum aveți bule, că eu nu mai am. Eu sunt creștin, bă, nu sunt bă. Eu sunt pe tean de revelioanele și de crecinile la lumânare. Cum la lumânare, mi? Voi aveți becurile. Eu n-aveam niciun loc să cumpăr un bec. Deci la lumânare. Eu sunt creștin, nu voi. Voi aveți bulefri. Și deci, în numele la creștinism, facem creștinism. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, vrednic e, vrednic rea. E cel mai tare vrednic, să văd acum cum colind ăștia bisericii. Vrednic e, eu ce mișto, se face reflexia. Vrednic e. Ori că poți să cânti ca preot. Vrednic e robul
ascultați stăpânirea și pe conducătorii voștri. O rânduirea... Bă, sunt de acord cu asta, că trebuie să fie o ierarhie, mai bun. Dar, băi, dacă și eu vreau să ajută la politice, ce faci, mă? Tu vin doar... Ce ești? Puericultură la cap? Vii doar de alegeri la mine? Ce pula mea atunci? Fuți curve? Ce faci aici? De ce n-ai mai venit la mine de câteva ori? Păi... Bă! Trebuia să mai vin de câteva ori. Chilul meu, că nu te-o împușca nimeni. Mă uită. Deci, mișto, o să se ducă ăștia pe la biserici. E aceeași schimă. Se duce, face plimbări pe țară, trebuie să facă. Face imagine și filmează ceva. Bagă slogane inventate de oameni mișto. Cam aceeași schimbă, mai că e mai agresivă acum. Cum? O să meargă și peste 5 ani tot la fel. După aia... Ce plan am avut? I-am văzut pe băieților. Trece pe biserici, dacă trece și pe spitale, dă noroc cu bătrânii de aia care sunt singuri, doar de pula lor. Mai ridică un copil în brațe. Aaa, că bine! Copilașul o știe de la televizor. Aaa, mă, pe care se seama! Domnule, ăla! Normal că e fericit, Boșorov e fericit, vezi, nu-ți disimulează. Aș vorbi cu un politician, n-am texte, vorbesc frumos cu băiat. Dar e cam ciudat, știi? E cam ciudat, știi? Uite cum se vede luminarea în minte. E și creștină și instituție. De originalitate. Stau cu angura. Am întors-o invers ca sataniștii. Am stat cu ea în gură. Sau să ne pun pe hapă, ia. Și, stel? Poate au vrut. Vrednic e, au lume, îmi dau foc la plăuți. Vrednic e, îmi fac o chelie aici. Îmi fac chelie. Fac așa, originalul. Păi îmi fac chelie. Brusc, la lumânare, că n-am bic. Îmi dau foc la plăuți, sunt destul de grase acum, atunci cum arde. Nu am dat. Dar trebuie să mă duc. Vrednic e, poate mamă. Și din aia pe neală l-a obosit. Aolo, cât de vrednic sunt. Aolo, preoții, ce a trebuit să fac? Sunt vrednic, plin de vrednic. Sunt vrednic. Vrednic e, uite, nu că n-am microfon, că n-am lumânare. Vrednic e. Uite, fața umană ce urâte, când o filmez pe jos așa. De unde știi tu asta? De la lumieri, băi. Uite, arăt aia, s-a venit. Mai mă pot ieși așa. Dacă o fac așa, e interesant.
Și Dallas Fatos.